Bună ziua, bine v-am găsit! Suntem pe data de 4 august 2024 și vreau să vă precizez că eu în această perioadă am decis să nu fac niciun tratament. Au fost făcute tratamente cu formic. La test am văzut că n-a căzut niciun varroa. Sunt varroa normal, dar nu în așa fel încât coloniile de albine să aibă de suferit. Ce avem de făcut? Am de făcut o uleiuri esențiale, rețeta pe care o folosesc eu pentru baza turtei proteice. Va fi necesar să fac mixura, că am consumat-o, și facem în felul următor. Trebuie apă, știu că mai sunt puse pe canal filmele, dar o actualizare nu strică niciodată. Bun, punem 300 de ml de apă, aici avem 300 de ml de apă, turnăm în blender. Avem nevoie de 4 ml de ulei esențial, depinde de care ce rețetă folosiți. Eu am ales că pot și combina. Iată, am aici un recipient să se focalizeze, are 4 ml, 2 ml, o să să văd cât T3 mai am. Punem T3. E ultima rețetă cu T3 deocamdată. Punem așa. Mă uit în telefon să vedem mai bine. Acum depinde cum ți-a plecat recipient. Ne trebuie un pic. Bun, avem 4 ml de T3. Introducem în blender. Următorul este wintergreen-ul. Avem și aici, turnăm și wintergreen. Punem frumos în recipient, 4 ml. Bun. 4 ml de winter și mai trebuie adăugat lemon. Acum, în această perioadă, lemon putem pune mai mult, să zicem. Voi folosi 3 ml de lemon gras. Am să măsor, are el aici un simbol cu 3 ml. Putem folosi și o seringă dacă nu ne descurcăm. Nu prea se vede ceea ce vreau eu să văd acolo. Am să măsor 3 ml.
Bun, introducem și acești 3 ml. Așa. Acum punem înapoi surplusul. Lemongrasul se va stimula foarte bine reginele să ponteze. Mai e o lună de zile și se cam termină cu ponta. Cel puțin în cazul meu, o lună și două săptămâni acolo maxim. Bun, cred că o punem și le voi blenda.